Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de DayZ alături de Loris, doar de data asta. Da, sărăcite, de ce n-a... Și când am intrat pe server scria că o să-și dea restart la ora, la orele 12, 4 și 8. Bă, dar mie merge. Păi, da, deci în 6 minute o să-și dea restart. Da, fiind la server. Stai în tufă. Ieșa-te aici. O să încerc să lootez tot serverul sau cât mai mult din el înainte să se strice. Fuck, păi tu ai rămas. Da, de ce? Eu am ieșit. De ce? Pentru că... spus că în atâta timp o să... AM sau PM? Să trag după zombie-ul ăla, dar... Cum era PM, post meridian sau... Da. AM de meridian. Băi, ce? Așa puține glanțe de SKS am. Am numai vreo 18. Sol atunci. Fugi, Loris, în police station. Fugi, ca fulgerul. În 2 minute am și-o timp. Hai, Loris. Și dacă reușesc în puțin timp... No, stai că am deschis. Trebuie să mi-a prădestrut ăla, da. Deci e ora 8. La 10 se termină clenoarul. O să-mi iau, cred că, Dark Elixir Storage. Când ai jucat, chiar ultima dată când te-ai jucat, aveai healer. Nu. A. De ce? A, nu știu, dar vreau să știu... Adică da, vreau să știu cam până unde ai ajuns când jucat. Bă, dar Budiu e varză la trofee. Un minut, fuck, fugi! Ce buzi după mine? Pii și la mine, fuck, da! Hai, deci dacă... mă, nu! Hai, da! Mai am două clădiri de lutat. Eu am de lutat police station, nu și... Fuck, te rog, hai, du-te! Nu pot să pierd acum totul! Bă, police station, nu, bă. Hai, te rog. Nu se poate. Și dacă îl lutezi și dacă nu-i lutat, e super. Nu! E 8. Hai să văd. Da, merge inspectul și astea. Stai, mă, depinde din ce țară e serverul. Bă. Chiar, mă. Bine zici. No, bun, pe atât. Îl lutăm și... Deși e imposibil să fie gen cu un minut în urmă sau așa, ceasul lor sau nu știu. Hai, schimbăm. Da, mă, au fost un Bambi aici. Ce weapon flashlight, un tipsy, dar lasă-l grafic. Nu cred, a fost lotat aici. A, mă, nu se poate, deci ce da. A, blugi, da, uite, a fost un tip. Schimba... I-am ieșit. Trebuie... Am destul de multe glanțe de mosin, totuși. Sper să găsesc M4 sau mosin. E night time. Dacă am jucat și noi, știi? Pe night time, dar nu prea vreau, adică... Da. Te-aș sugera dacă găsești un SKS să nu-l iei, că am numai 18 gloanțe și... Alo? Da. Da, zi. Am spus că dacă găsești un SKS să nu-l iei, că am numai 18 gloanțe. Adică 10 încărcate și încă 8. Daisy.
Deci, cred că mâine. Da, 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 da. Mâine de ce? Cam GTA. Deci. A, mă, de asta stătea. Da. Stătea tipul cu umăr într-o parte, că țineam eu cu țintă. De țintă, dar știi tu, țineam pe Space. Da, pe serverul. Am găsit unul pe care vorbea un tip. Am intrat și nu m-au voce. Oh. Am venit să mă cac pe mine eu. Da. Am găsit. Da. Rog să meargă. Nu! Wait for postul. Am găsit. Da. Contează. Intru pe ăsta. Sper. Hai, 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 hai. Yeah! Acum termin și eu de lutuit. Ah, hardcore. Bă, dar de ce nu mă uit niciodată? Bă, am o tonă de sucuri, deci... Saline. Pa, 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 pa. Ah. Ah. Am găsit! No! Bă, poate și ăsta hardcore. Că... înnebunesc. Connection fail. Mai încercăm o dată. Da, clar. Yes! What? Mi-am riscat viața pentru niște spaghetti. Yes! Ce? Yes, yes! Nu! Caracter nou. Vino, ieși și caută și tu cu mine servere, că e o problemă, de fapt am o problemă, că îmi arată numai un server. Aștept nu știu cât timp și mai bagă unul, știi, e lista. Și găsesc numai servere, uite-te, acum internet. Da, deci... Loris, adio. Nu știu ce s-a întâmplat. Internet chestii. Știi ce? Intru pe serverul... prea multe sucuri. Intru pe serverul tău și mă duc la baza militară. Bine, eu ies de pe serverul. Stai, mai întâi aștept să intri tu și apoi eu ies și caut altul, bine? Ok. Mai trebuie să nu fie de la... aici cineva. Yeah! Dacă găsesc pe cineva aici, mă împușcă. Și dacă vine cineva acum, cât timp eu beau, mă nervez. Și te împușcă. Exact. Chiar vine un tip! Te rog, te rog, te rog, te rog. Chiar... Da! Mai! Ce? Deci prins când beam, am venit în timp și mi-a dat viață. Cum se spune ghinion în engleză? Nu știu, bad luck, așa. Crem, ba nu, nu mă. What the luck, noroc și ghinion, da, așa cu... You're so lucky, man. Good job. Now you have new weapons. Take my SKS. It's good. Mosin. Oh! Look, I have 40 Mosin bullets. Take them, we'll help you. No, pe atunci... Am și ieșit de pe server, dar nu știu de ce. Oh. Hai să căutăm altul. Doi player, ora 9, hai, dăm join. Everybody dance. Și începem de la început, hai atunci să ne întâlnim undeva. Hai să ies. Jer. Era military sau? Nu era military, avea numai un Mosin și avea un s... Avea... Nu, 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 stai că nu știu unde m-a dat. Pune-mi ce vezi.
A, sunt lângă un sat, dar nu-mi dau seama unde exact. Cred că m-am mai dat aici. Dă-mi join oricum că e bun serverul. Da, deci știu satul. Crezi că ai putea să lutuiești aia PlayStation-ul și să ne întâlnim la clădirea în construcții? Ok, deci am murit foarte stupid, nu trebuia să beau sucurile alea. Da. Și totuși... Da... Știți ce, era un caracter care nu cred că am murit de ceva timp, era timpul să o iau. Așa că revenim când ajungem într-un loc unde nu este doar drum și pășune. Și am revenit. Ai murit? Ce? Când? Atunci. A, nu! Doar că a fost prost, tipul. Deci nu l-ați omorât? Da, l-am omorât, lejer. A, da, avea Mosin, dar n-avea glanțe și tot ținea Mosin-ul și... A, mă, și ce făcea? Când ajungem la baza militară, o să-ți arăt dacă nu uit cum stătea tipul. Deci stătea într-un mod, deci zici că era sniper, profesionist sau ceva, în care trăgea după noi, care eram sus, dar era jos și stătea așa cumva... Cât de cât ok, adică nu. Hai că dau un pic la niște case de aici, de Lampard. Eu am ajuns da. La asta, dar nu cred că nu am găsit nimic. Uite-o, uite-o! Furcă! Și te luăm backpack! Mama, mă lovește zombiul! A, am văzut zombiul. Nu-i te luăm backpack! Oh, m-au făcut! Knockout! Ești unconscious? Nu, da bleed. Auzi zombiul foarte aproape, poate nici măcar nu-i zombiul care te urmărește pe tine, că e cam prea. Nu, clar, nu e. Vai, te rog, spune-mi că e haina aia. Te rog. Zombiul tău face? Da, mă. Și unde ești? Ești la clădire? Nu. Și zombiul tău a făcut mă... Da. Ah. Atunci ai și cu problema, știi că... Și acum iarăși. Uaaa! Acum nu. Nu, dar un pic înainte. Da. Și acum iarăși, acum vreo 5 secunde. Poți să vii și tu spre mine? Da, dar lutez asta și atunci când ne întâlnim. Tu poți să stai să lutezi pe acolo prin casă și... Asta fac, e super șmecher. Lutez și eu clădirea asta și apoi vin. Până îmi vine să mor. Îmi vine să mor aici. Când îi aud cum fac. Cine mă sună? Stai așa, mă sună Rarăș. Ești pe speaker în filmare, vorbește. Ce? Ok, te sunt pe Skype cu Scoloris. Bine, să-mi trimiți mesaj. Să-mi trimiți mesaj pe Skype când să te sun, vezi că Scoloris. Ok, pa. Dacă aș găsi acum în 1911, ar fi super. Aveam un torpetor de 1911. Am glanțe pentru el și de acum aia. Acum vin spre tine unde ești. Adică, vin spre blocuri oarecum. Eu, vin un zombie după mine. Că și după mine, de nu știu când vine să... Ne întâlnim la blocuri, dacă vezi blocurile. Nu alea de pe care sniper-eam, alea mai nașpa.
că știi ce zic. Nu știu de care vorbești. Blocurile, mă, bloc. Dar tu unde ești? Să nu te mai duci la clădire, că eu am plecat. Dar nu mă duc, eu dau lot mai în față a clădirii. Mă rog, eu o să mă duc la niște clădiri unde știu că este ceva loot. What the fuck? Mi-a dat, m-a glitchuit. What? Ce mă? Nu tot dă în spate, uite-te! Bă, urcă sus în pana mea, că deja mă enervez. Atât trebuie să vină, deci dacă vine și aici. Și mi-a ruinat tot, aproape. Bă, eu am descoperit două cazuri în care mor pe Daisy și nu mă supăr deloc. Adică, mă rog, nu mă enervez, îs așa... Așa, să zic, dezolat, trist, dar nu supărat. Când mor dintr-o prostie extrem de mare a mea, adică să beau suc și vin un tip și mă omoară, fost pur și simplu vina mea total, n-am ce să-i reproșez. Și dacă avem o luptă strânsă, mai mulți tipi, adică sau am o luptă strânsă cu un tip și mă omoară pe drept. Dar mă enervează foarte... Mamă, ce strână, nu sunt... Îți doi lângă mine. Spun de ei că... Mă enervează foarte tare dacă, de exemplu, dacă aș fi băut suc și ar fi venit un Bambi și m-ar fi omor, m-ar fi lovit cu pumnul până aș fi murit, așa m-a enervat foarte tare. Dar așa a fost un tip, a fost și el panicat ca și mine, a stresat și a țintit capul meu așa 10 secunde și apoi a tras. Aveți cam o geacă din aia mare și cască de motociclist roșie. Mă duc în biserică. A, tu acolo ești. A, pe ea acum m-am dus. Mai dau, niște, mai dau și eu lucru niște case și ne întâlnim pe acolo undeva. Vreau să mă rog. Ai lutat spitalul? Da. A, trebuie să o colez, clar că... Nu pot să intru direct în biserică. Dar ce dracu? Eventual, știi strada aia care duce dinspre police station la spital? Da. Nu continuă să mergi pe ea și o să ajungi la gen mult mai multe case și pe acolo o să ne întâlnim. Aaa, pe acolo am fost. Alea-i lutul Italia? Ei, nu chiar lucruri, dar am fost pe acolo și mare parte, da. Și tu vezi deja casele sau? Nu. Nu cred că, nu pot să-ți explic unde îți, dar sunt parte industrială, așa de periferie, cu hangare a berezinului. Stai că mi-a trimis și mesaj, adaugă-l tu pe rare și pe mine mă făgărești în zombie. La mine-s doi! Nu stai așa. A, nu mă mai făgărești, ok, hai că-l adaug rapid. O scuze, pe Daisy, intră înapoi. Ai dat alt tab sau ce? Nu, mă scoate că... Ce faceți? Da, alu, mă auziți și pe mine sau sunt așa invizibil? Ce faceți? A, acum, acum ajung la casele alea lor. Voi unde sunteți? Am murit. Bă, și eu spun, și eu am murit ieri cu Loris. Deci aveam... Deci să vezi ce stupid cel mai am murit. Și eu la fel ieri cu Loris. Cel mai tunat de pat. În viața mea n-am avut cel mai bune, mai bune în patru. Suntem și noi liniștiți în hangare, în colț. Eu mă uitam în inventar și vine un buf și că începe să zic, aolă, fac. Și am început să trag în el. Am nimerit de vreo 5 ori și am ieșit și nu-l vedeam. Și pur și simplu vedeam cum vin gloanțe mine, dar nu-l vedeam nicăieri. Deci am murit fără să văd de unde m-am pușcat. Deci abar n-am și facea... Să vezi cum am murit eu, eram în casa de jos de la clădirea de lângă aia cupolă, da. Beam sucul și a venit un tip și m-am pușcat. Și cu ce avea? Avea, bă, deci, așa e epic, avea Mosin, bă, și a stat vreo 5 secunde că m-a văzut că beau, știa care timp. Adică chiar atunci eram cu Pepsi-ul la gură. Mă rog, sucul, nu știu ce sucul avea. Mă rog. No. Și o stat, o dat aim la capul meu și după vreo 5 secunde o dat unul, bam, headshot, you are dead.
Da, și tu ne-ai zis nimic, a plecat, nu a zis nimic? Nu, nu știu ce, eram așa foarte panicat și la început și... Mamă, dacă venea la mamă, mamă, și mă împuși ca mă încărcam. Dar nu m-am supărat pentru că a fost prostia mea și oricum. Păi de-aia nu trebuie să bei sucuri, erai singur? Da. Da, pf, e normal. Fiind atât de obișnuit să fiu bandit și să nu cruț, nu mă așteptam să mă cruțe, probabil. Păi da, oricum. Numai eu nu mai cruț oricum pe nimeni, deci de acum nu mai sunt. Andrei, unde ești? Omor tot. Acum nu puteam să-mi pun... Eu sunt Berezino, asta e tot ce știu în Lambermill. Băi, eu vreau să mă apuc de... Nu știu, nu vă judecați, dar... Eu vreau să mă apuc de Counter-Strike. Deci nu cred, aș... Ce? De... Ce... Ce? M-a dat new spawn în CV, those like. De ce ți-a dat new spawn? Nu știu. Și-s doi, vedeți că-s doi în team. Deci aveam chestii, eram în Lambermill, mi-a dat nu spawn. Și eu tot în Lambermill sunt. Nu te întâlnești cu Lori și noi ne întâlnim. Da, noi ne întâlnim direct la aeroport, că știu să ajung, mă uit pe hartă. Păi Zvetos, like, e foarte ușor să ajungi în aeroport. Da. Tocmai de aia zic. Bă, deci asta de șmecher Counter-Strike. Eu mă gândeam că e o prostie, știi, așa, mă uitam la... Bă, credeam că e doar cu șudan, multiple e foarte șmecher. Adică e și gratis și ne putem face toți trei echipă și întâlnești le batem cu alte echipe de trei, știi, și care face primul 30 de kill-uri. Dar e mișto, că nu e ca și fixi dacă mori, trebuie să respawnezi cu un iteme. Și acolo, pe lângă, că au și M4 și toate itemele astea, au Uzi, au o grămadă de arme, bazooka și chestii. Da, au la Counter-Strike Universal, nu știu cum, am uitat la un live ieri și m-a pasionat. Și are Uzi, bazooka, minigun, dar costă. Alea costă să le deblochezi cu niște puncte care le câștigi prin meciuri. Dar M4 e gratis de început și foarte șmecher cu lunete. What? Băi, s-o grămadă pe server. Ascultă-mă, deci... Te dau small alert. Și nu-i cadezi eu ca inventory. Da, exact. Da, asta e mai mișto, asta e doar așa de antrenament, știi? Că e exact cam ca Daisy. E cam cât Daisy la grafică. Bine, are mai bună grafică CS-ul, dar chestia e că poți să te antrene. Deci cum se numește? Mi-a dat new spawn. What? Oh, mă duceam eu spre bază, mă, nu mi-a dat niciun new spawn. Ah, unde ești? Nu știu. Mă duc în Lambermill. Spre undeva pe drum, spre bază militară. Hai, mă duc în Lambermill. Zic să mergi direct la bază. Că și eu merg. Bine, mă, hai că mă duc la bază. Și eu merg la bază, deci... Sunt după vapor, sunt între vapor și Lambermill și nu pot să arunc chestii. Tu poți să arunci chestii, Loris? A, gata, au dispărut. Dar e lăguit serverul. Da, deci e bun drumul. Eu joc vreo 20-30 minute să fac niște iteme și mă downloadez și eu Counter-Strike. Chiar arată mișto și... Cum se numește? Counter-Strike Universal, ceva în genul, dar chiar e foarte tare, Andrei, și mai e și gratis, adică dacă costa, nu știu, adică îmi strângeam bani. Și ce ținte miștoare pentru M4, dă-le așa în formă de pătrat și au ținte cu roșu, nu știu cum să explic. Cum au un arma 3, știi? Cum are ținta de M4 în arma 3. Foarte mișto, e foarte mișto ținta și se aude... Nu se aude ca în... aici. Și haideți să vă arăt cum se aude AK-47. Am downloadat, am găsit soundtrack-ul pe daisy.com. Cum să se audă, fiți atenți. Asta e că nu-i pe telefon. Nu! E ceva în genul... Bă, să mor eu! Deci, mergeam la deal și venea un zombie după mine și strigam nu, pentru că eram la deal și nu puteam să fug repede și mi-ajungea zombiul. Și strig nu. Da, vă și zombiul strigă și era ceva gen nu și Robi da. Zombiul adică. Și da. Au sunat că și m-ar fi strigat. Da. Băi, deci să vezi. Știi cum se aude ăsta? Se aude, da, AK-ul 74 și cum se aude? Se aude în eco. Asta e nasul la el. E foarte bun, dar arma o să se audă în eco. Se aude? Nu se aude așa. Nu știu, se aude trage repede ca M4, dar se aude la sfârșit, se aude ca și cum ar bubui, ca și cum ar nimeri peretele, știi, se aude neco, asta e nasul. Nu știu să explic. Acum ați la mormanul ăla de nisip unde stăteai, tu mai știi că nu ne vedea, Andrei. Mai știi? Ce? E de fân, nu e de nisip. Lângă o căsuță mică. Ne pierdusem noi atunci și mi-ai zis să trag cu M4 și am tras în căsuța aia, mai știi? Eu, da, și stăteam pe căsuț, pe mormanul ăla și m-a trecut pe lângă cap și dat. Dar eu știam că ești acolo, că vedeam pe cineva. Păi eu am zis că văd pe cineva. Aha, da,
probleme din naștere, vă rog să vă scuzați. Salutări, eu sunt Crex și bine m-am găsit la încă un episod de sur. Ba da, vezi că am postat, cred că am postat episodul ăla care are gen 2 minute în care zice lor, vrei pa tipul? Ține pa! Păi da, ăla era mai încolo episodul. Atunci... N-ai cum, era ăla foarte vreo... departe. Da. Păi da, încă n-ai postat ăla în care eu cu SKS-ul i-am urât pe aia doi. Și a fost de 2 săptămâni. Nu știu, știi că am postat un videoclip care s-a postat în câteva secunde, vreo câteva minute. Nu. Să vedem ce e aici. Ăla cu Loris a fost sâmbătă asta. Oh, e bun ăsta, ok. Unde ești, Andrei? Nu știu. Eu ajung imediat. Eu, și eu văd hangarele. Eu o să le văd imediat, cred că. Da, nu hangare, văd casa. Văd casa aia singurată. Nu singurată, că e la altă. Da, aia din lângă cupolă. Da, 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 m-am prins. Și eu. S-la pietre, s-la pietre. Tu vii pe drumul tău? Da, ala? Eu vin dinspre Zvetos, mai. Asta vreau să... Știu cum se scrie doi de s... Cum azi doi de s... Rosă sau... Andrei, da. Te aștept la lac. Andrei. Deci doi de s îi c. Andrei, eu cred că te aștept la lac. Și v-ul îi un b. Căbac, dacă te uiți pe Rasputin, căbac. Nică, Nico, doamne, am un coleg în clasă, dar i-am zis, am strigat. Andrei, astăzi, da, astăzi, băi, deci, ești pe drum, ai tăiat chestia unde tăiam eu colțulețul ăla? Chestia, mai simte că tăiam eu un colțuleț pe drum. Eu vin din Zvetos, mai. Păi da, pe acolo, pe ruta veche, aia prima rută pe care am venit prima oară cu voi. Ce, mă? Băi, Zvetos, like, e din partea... Cu vaporul. Da, e după vapor. Păi da. Și după vapor dai de drumulețul ăla de cărare aia pe care mergeam noi, nu mai știi? Eu pe aia. Și eu am ajuns acolo. Da, de, deci nu m-am dus pe acolo. La unde te-ai dus? Este acolo e mult mai lung, băi. Pe unde ai luat-o? Este la lăculeț acum, la pârâu. Eu mă opresc să beau și vă aștept aici, cred. Așteaptă-mă pe mine, că eu să fac. Poftim? Hai mă, unde sunteți? Tu, de Loris. Stai că-ți calculez cât faci tu din Zvetons, like. Bine. Nu contează. La vapor? Să-ți arăt cât fac pe unde m-am dus. Bine, nu contează. Ba, mă, Andrei, ce naiba, noi suntem acum în pierdere de timp, haide. Dar eu mă mișc în timpul ăsta. 15 minute pe la vapor. Și pe unde m-am dus eu? 7 minute. Băi bun, hai că... Eu sunt unde sunteți? Vedeți hangarele măcar vreuna din voi? Eu sunt la lac, la pârâu. Să ziceți că vă apropiați, că să nu vă împușc. Sunt foarte... Ce mă, ai armă? Da, am în patru. Cu 20 de glanțe. Cât dracule e am, n-am mă nici băi, un tip! Eu... Please don't kill me, please now! Nu e nimeni. Ba, îi, băi! Ah. Prost. Unde e? Văd hangarele! Păi să nu vii cu ala după mine. Vezi la... Da, you son of a bitch! Te-am omorât? Nu. That's bleeding și am fracture la mână. Păi și cu... Are armă sau... Are pușcă sau are topor sau ceva? Are pușcă, cred că are mos. Și te-a nimerit cu mosină sau cu armă? Cu mosină sau cu armă de mână, măi? A, cu mosină, o tras după mine. Mosină sau magnum. Ai scăpat? Da, am scăpat. Acum îmi bag bandajele bă, în mână. Mai fug încă... 60 hai că m-am oprit după un tufiș. 60 de secunde. A, era full military gear total și cască și tot. Eu mă bag într-un tufiș și mă deconectez Kim server. N-am chestii să dau de nimeni. Eu, e vine un zombie, acum nici nu o să mă pot deconecta. Change server, eu e server. Ora 3, 2 player, ora 3, 2 player. Dai veteran. Hai, am intrat. Dă-l încolo, frate, ce ești așa? Bă, veteran! Da, nu pot. Lasă, oricum, ce zombi mai puternici, care-i faza? Suntem la baza militară, să dăm imediat de arme. Exact. Da, m-a scos. Băi, deci nu cred. Ora 5-4 player, haideți. Ora 3-4 player, pardon. Am intrat. Haideți. Eu trebuie să mă îndepărtez destul de mult de zombi. Aolo, 100 de secunde. Ce toate își pun spawn în 100 de secunde? Nu înțeleg care-i sens. Uite, mi-a dat și kick, perfect. Bine. Andreea tu server, că vă caletele sunt bune. Uite, nu pot, că după mine vine un zombie. Am găsit. Am intrat pe altul și eu am intrat.
ce calul meu ăsta. Ți-a dat spawn instant? 3 players suntem. Ți-a dat spawn instant? Nu mă. Și atunci de ce-i calul meu? Sunt 3 players. Și ce înseamnă asta? Poate pot să fie și 3 player, nu contează că sunt primit. Server înseamnă calul meu să stea spawn instant, băi. Da. Când o să găsești tu așa, foarte rar. Ai, Andrei a găsit unul așa. Loris, nu merge să stau join. Păi da, că am ieșit, că... De ce ai ieșit? Eu păi spune, dă-mi e join, Andrei. Dă-ți mie join. Păi ăla lui Loris e. Bă, 5 player. Păi ăla lui Loris, că eu pe ăla l-am dat join. Mă rog. Ești larg. Aia nu mai mai joc. Termină episodul. Ți-am dat link, am dat link pe confort. Să mă uit la ăla să mai învăț. Cum ce ești de conversație? Păi nu, că stau cu tine, eu nu zic nimica. Mă uit la asta. Dar o să mă mir de cât de șmecherie. Deci probabil că era sigur terminând de luptat baza asta. Am scăpat de tipul ăla prost la prin urechile acului. Mamă, ce headshot! Ați intrat? Eu am ieșit, mă uit la counter. Loris, uite-te să vezi cum e. Deci cât de șmecherie în 4. Și poți să ții atașamente și chestii. Deci practic tu câștigi pe match 150 de dolari pe kill, mă, uită-te. Uite, văd acum. Și când mori 100, știi? Și... Mamă, cât ce-s, mă? Uite, momentele astea, când vorbești ceva și se trezește altul, să zică, mamă, cât ce-s? Îmi place politețea asta. Dar nu știu cât pe server. La Andrei. Ăsta este serverul relat tu. Da, neapărat. Am ieșit de pe ăla, dar neapărat vreau să-mi iau camper. M-a dus să mă spăl și după aia intru. Ia să vedem ce e. Da, ies eu după ce termin cu sub. De ce ești? Andrei, de ce? Ah, ok. Vă interesează să vă zic ce arme sunt? Că sunt așa puse într-o poză. Mamă, ce armă. What, cât de șmecher. Uite, mamă, ce mișto arată SKS-ul. Uite, uite. Este SKS, deja îmi place. AK-47, Uzi, mamă, ce șmecher e încărcătorul de Uzi. Cum se numește Counter-Strike-ul? Uite, deci se numește Counter-Strike. Am dat link pe ăsta. Uite-te și a să-ți dea blogul lor și acolo să vezi armele. Da, Global Offensive. De unde știi nebunaticul? Păi, ăla se... Cred, nu știu. Dar văd pe server. Oricum iau și păi, dacă e free. Uite, mă. Uite. E vreo 10 dolari pe Steam. Tot mi-l cumpăr. Și dar nu cred că costă. Nu are cum. Bine, oricum e mult prea șmecher, deci. Așteaptă. Dacă e doar 10 dolari, eu mi-l iau, adică e mult prea șmecher. Alt player, pe bune. Da, eu știu de ce cred, așa că Mihnea joacă Counter-Strike-ul ăsta și Mihnea de obicei nu prea dă bani pe jocuri. Nu. Asta crezi tu? Da, de-aia cred că e, fiindcă el nu, de-aia nu plătește jocuri și se joacă. Crack. Nu, nu. Pe crack. E, și așa e aceeași chestie, că tot pe serverare jucăm, știa că e crack. Uite, și n-avem deloc noroc. Am vrut și noi să luptăm un pic și țop a venit un tip. Te omorât? Uite, 11 euro. 11 euro? Da. Eh, ia să caut eu cum să fac rost de el free. Ia să vedem. Bun. Știu că e șmecher, dar... Strike Global of... Ce ai și iteme, poți să-ți iei în 4. Da, o să o grăma, exact, în 4, mă, nu știu ce mișto poți să-l tunezi. Free download PC full version, ia să vedem. Ok, dar... Cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share, avem aici niște sucuri și de data viitoare, pa!